Să trăiți, tovarășe Socrate! Alu Pigus! Pentru ei, școala era totul. Bravo, Mihai! Ai făcut progrese! Vă mulțumesc mult, tovarășe profesor! 10 și cu 9 în teză fac media? Ionică! Ce medii fac 10 și cu 9? 7! Ce se aude? Ce-i asta, băișor? Marcules, cu cât îi vorbesc? Broaște, tovarășă profesoară! Ce faci cu ele? Disecție? Mărculescu e biologul nostru. Aici am recreație! O, infinitui mult, prea mare. Tovarășa profesoară, vă dați-mi broaștele înapoi, vă rog. Tovarășa profesoară, vă frumos. Tovarășul profesor, vă frumos. Spuneți-i să-mi dea broaștele înapoi. Tovarășul profesor, să-mi dea broaștele înapoi. Dragostea era pură și nevinovată. Vorbește lumea că străin, dar dar nu-i deloc adevărat. De când am cunoscut pe tine, sunt cel mai liniștit băiat. Chiar dacă am fost cândva ștrengat. Cumbioare, cumbioare, cum arată dragostea? Este un vipor sau oboare, e un cântec cum e ea. Valul mării spumat, gingaș m-a îmbrățișat, mi-a furat sărutul. Cum pleacă soarele în amurg, dar se-ntoarce în zoria. Dar într-o zi voi reveni să aduc iubirii primăvara. Tovarășe profesor, știți, eleva Dana cred că are nevoie de ochelari. Nu vede cât de mult o iubesc. Ai făcut bine că mi-ai spus, Mihai. Voi vorbi cu ea imediat după ședința UTC. Vă mulțumesc, tovarășul. Tovarășul profesor, mi-aș permite să vă rog, știți, să nu afle că v-am spus eu. Igitur copiat, ne sumum vincet, Mihai. Ce înseamnă asta, tovarășul profesor? Habar n-am. Da, sună inteligent. Tovarășa profesoară, vă rog frumos, dați-mi broaștele înapoi. Tovarășa profesoară, vă rog frumos, dați-mi broaștele înapoi. Tovarășul profesor, să-mi dea broaștele înapoi. Tovarășa profesoară, dați-mi broaștele înapoi. Liceenii, filmul unei generații. Mi-ai furat inima. Mihai, nu știam că știi să joci șah. Dana, pentru tine învăț orice. Șah! Bravo! Bravo, Mihai, bravo! Ia să-ți cânte dragostea. Și toate stelele. Aveți grijă, dragi copii. Timpul trece, cum spun latinii. Și examenul de treaptă bate la ușă. Da? De ce nu poți mai des ochelarii pe care ți-ai luat? Tu stai atât de bine cu ei. Chiar îți place cum stă cu ochelari? Stă superb, Ana. Dar dă-i jos. Dă-i jos. Nu, dă-i jos. Dă-i jos. Dă-i jos. Tu i-ai spus lui Socrate că sunt chioambă? Da, Dana. Eu i-am spus că ești chioambă. M-am gândit că e spre binele tău. Dana? Da, Mihai. Aș vrea să-ți dau ceva ce vreau să-ți dau de mult. Nu aici, Mihai. E prea multă lume, ne văd toți.
Dana, cum crezi că aș putea cuteza vreodată să... E vorba de altceva, de acest lănțișor. Țin foarte mult și mă despart cu greu de el. E o amintire de la Elvis, de la mama. Dana? Da. Știi, cred că aș putea să cutez să te sărut. Tovarășa, profesoară, dați-mi broaștele înapoi. Tovarășul profesor, spune, de ce nu-mi dă broaștele înapoi, că nu înțeleg? Un film de acțiune cu mult conflict. Dana! Mihai! Ionica! Mihai! Ionica! Dana! Ce? Repetați pentru Cântarea României, nu? Bă, băiatule, tu cu mine ai intrat la duel? Trece soarele. Credeam că ești diferită, dar ești ca toate celelalte. Ei bine, află să știi că nici pe mine nu mă interesează Dana. Mihai, nici pe tine nu te interesează ce? Nu știu, dar nu mă interesează. Mihai, ce nu te interesează? Lasă-mă în pace, Dana. Spune, Mihai, ce nu te interesează? Tovarășa profesoară, dați-mi broaștele înapoi. Tovarășa profesoară, dați-mi broaștele înapoi. Vă rog frumos. Dar școala triumfa întotdeauna. Ei, și uite așa, am ajuns și în ultima zi a clasei a 10-a. Da! Da ce? Mihai, Ionică, sunteți certați? Nu, tovarășe profesor. Nu, tovarășe profesor. Mă rog. Lipsește cineva? Mărculescu. Da unde? Tovarășa profesor, vă somesc să-mi dați broaștele înapoi. Liceenii, în curând și partea a patra. S-a revenit vederea? Te rec. Păi... Domn profesor, mută dracu hârbul ăla, că n-am unde să parchez, fratele meu. Ne-am luat toți mașini. Domn profesor, să știți că elevul Mihai a venit cu gripă la școală, ne amenință cu cuțitul, bea vodcă în clasă, a violat o colegă și ne vinde droguri. A venit cu gripă la școală? Mărculescu! Înțelegi odată că nu-ți dau nicio brască! Mă doare în p***! Iau de cât a venit să mă învoiți pentru că de seară mă duc la Capatos.